Salutare tuturor și bine ați dat click! Bine ați venit la un nou video! Un video pe care voi vi l-ați dorit, ați zis, pe live, pe YouTube, să vă arăt cum funcționează acest ATV-ul și mai ales acel cockpit digital și ce fac acele butoane. Sunt aici cu Rărășică, am fost cu el într-o mică plimbare și ne-am oprit aici la umbră, lângă apă, să ne mai revergorăm și noi și să facem clipul. După cum vedeți, avem aici un CFMoto X10 și o să încerc să vă răspund la mai multe întrebări pe care mi le-a spus de-a lungul timpului, de când am acest ATV-ul. Acest ATV are 91 de cai putere, dar v-am zis, hai să-i spunem că are 90 de cai putere, că nu sunt sigur. Diferă caii putere în funcție de sai. A doua întrebare, Goguci, ce planuri ai pe viitor? Păi vă spun acum câteva așa rapid, pentru că să mai lăsăm și pentru alte videos. Vrem să legăm aceste dayline-uri, bara asta de aici se aprinde de regulă, o să o rezolvăm. La fel și pe spate, imediat am ajuns și acolo. Distanțiere, să dăm jos oglinzile, poate handguard-urile, pentru că nu-mi place cum se vede. Așa arată spatele și banda asta trebuie neapărat să o aprindem și pe ea, pentru că, v-am zis, mi se pare incomplet așa. Am de gând să umblăm și la evacuare, o să umblăm la curea, variator, stați aproape pe YouTube, subscribe. Și în viitorul foarte apropiat ne-am programat ca să punem scutul, foarte important de altfel. O altă întrebare pe care o am la voi este să pun roți pe 12, oare merită sau să rămân cu acestea, având în vedere că eu nu fac pereți, nu fac urcări periculoase. Jos în comentarii. Mai departe, urmează să punem folie PPF puțin neagră pe faruri, cu regenerare, ca să nu zgâriem farurile astea frumoase, și o să punem și pe banda asta, și pe spate, și pe față. Tratament ceramic peste tot, pentru că ne va ușura munca la spălare. Folie PPF și pe acest minunat ecran, ca să-l protejăm, și tratament ceramic, la fel, să-l spălăm mult mai ușor. După cum vedeți, am aici pregătit un GoPro 12, pentru că vom vorbi în scurt timp despre tot ce face acest ecran. Dar până atunci, haideți să discutăm despre fiecare buton în parte. Știu că sunteți curioși. Let's go! O să terminăm foarte repede pentru că nu sunt atât de multe de spus aici. Avem accelerația asta electronică, nu mai este pe cablu. Deja I love it. Avem acest modul de 4x4 diferențial, 2x4 și așa mai departe. Nu diferă foarte mult cu cel de pe Overland, dar se schimbă mai greoi, ceea ce este mai bine. Auziți cum funcționează? Este mai bine pentru că eu, când o aveam pe Georgiana veche, mai dădeam din greșeală peste acest butonaș. Iar aici avem capac cu CFMoto. Dacă țin bine minte, pe Overland nu este așa ceva. Mai departe, aici avem butonul de kill switch și start ATV. Dai frumos de cheie. By the way, avem cheie acolo, schimbătorul aici, pe dreapta de data asta, iar frâna o avem pe stânga. Nu mai este aici. Nice, îmi place mai mult așa. Aici avem modulul de lumini. Acum este pe daylight, off, lumină de drum, fază lungă. Aici avem override-ul, abia aștept să-l lipim așa, dar nu o să mai fie nevoie pentru că dacă facem stage, nu o să ne mai folosim de acesta. Semnalizarea este mult peste ce aveam înainte, chiar se simte. De fapt, fiecare buton este diferit față de ce aveam înainte, se simt mult mai bine, adică quality build is up. Aici avem butonul mode, o să vă arăt imediat ce schimbăm acolo. Aici avem asistentul vocal, cum ar veni Google, sau mă rog, nu are Android Auto din păcate, are doar Apple CarPlay, eu nu am Apple, am Galaxy S24 Ultra, adică Android. Iar aici la fel un selector pentru acel ecran. Aici avem butonul de avarii, la fel, frumos, și troliu. Îmi place foarte mult că aici troliul este integrat în lichidul ăsta de frână, vedeți? Este cu totul, este într-o bucată și este hard, cred că este hard plastic aici. Da, este hard plastic. Cam asta a fost tot despre butoane. Acum haideți să vă arăt ce poate să facă acel ecran și ne mutăm pe acest GoPro 12. Let's go! Salutare! Ne-am mutat pe GoPro, haideți să punem contactul, să dăm drumul la treabă. This is it. Aici suntem întâmpinați de o mapă, Carbid Map, dacă nu mă înșel, chiar așa se numește. Atunci când am cumpărat acest CFMoto X10, mi-au dat un an gratuit de această mapă. Credeți-mă că se mișcă incredibil și mai avem și traficul în timp real. Mi-am făcut hotspot de pe telefon ca să vă pot arăta, nu este cel mai bun semnal aici. Dar, efectiv, ai trafic în timp real, ai elevație și așa mai departe, uite aici. Dacă vrei să faci off-road, ne ducem unde suntem noi și dăm o leacă de zoom out. Uitați, dealuri, munți și așa mai departe. Pe lângă asta poți înregistra traseul, track-ul și poți să-l dai mai departe, poți să adaugi waypoints. Uitați aici, save și explore.
poți să împărtășești această mapă, să-i dai share altor utilizatori de CF Moto, să vă distrați împreună. Aici avem niște setări pentru acea mapă, Display Mode, Automatic Light Dark, Distance Unit, Automatic Metric și Imperial, l-am lăsat pe Metric, evident, Map Updating, ca să-ți faci tu update-urile. By the way, eu când am cumpărat acest ATV și i-am dat first key, să spun așa, acest ecran mi-a spus că are un update de făcut, l-am conectat la Wi-Fi-ul de acasă și i-am dat update. Aici avem telefon, pentru că poți suna dacă îți conectezi această unitate, îți conectezi ATV-ul, să zicem, la o cască. Ai cască și de ride, ai cască și de pasager, le poți conecta pe amândouă. Mă rog, de aici poți suna, ai contacte și așa mai departe, nu o să vă arăt contactele mele, mie să nu apară vreun număr de telefon. Aici avem, după cum v-am zis, poți conecta și la o boxă portabilă, să spunem că vă legați o boxă portabilă acolo, de aici dați drumul la muzică, vă apare playlist-ul și așa mai departe. Aici este mapa unde am fost deja, aici pe microfon, no enough headsets. Trebuie să-ți conectezi headset-ul și apeși pe acest buton, acest om care vorbește și poți să-i dai comenzi, să stingi lumini acasă și așa mai departe. Totodată mai avem aici setările, settings general, să spunem așa, Apple CarPlay, eu nu am iPhone, nu pot testa treaba asta. GeForce ăsta mi se pare incredibil. Ai calibrare, teme și așa mai departe. Hai să vă mai arăt o temă asta, Future. Îmi place foarte mult. Îi dăm back. Și când accelerezi, îți arată tot felul de chestii. O dăm înapoi pe portocaliu ăsta. Tot aici mai avem Fault. Îți arată dacă ai probleme cu ATV-ul, orice. Membership, Center, Media și Phone. Phone vi l-am arătat deja. Aici în setări avem așa, Headset. V-am spus eu că vă puteți conecta Headset, Rider și Passenger, Phone, Bluetooth și așa mai departe și Wi-Fi. Aici avem Drive Mode, Work, Normal și Sport. Îl lăsăm pe normal, încă suntem rodaj, tăceți în gură. Smart Desktop, dăm pe info, this system will switch to map page for your do, ce? Curs. Așa, curs, mă rog, deci nu știu ce face la Downhill Assist Control, ce vă spuneam eu vouă, l-am activat. Touch Forbidden Speed, adică să te lase să umbli pe acest ecran până la 30 de km pe oră, oricum e limitat la 60 momentan. EPS, Electronic Power Steering, Auto, Mini, Mid și Max. Îl am pe auto pentru că vreau să văd ce face mai exact. El pe auto, Set Your Steering Wheel, Steering Intensity. Aici avem Screen Brightness, Adaptive, atunci când este noapte, acesta se mai întunecă, ca să nu te orbească, lăsăm pe Adaptive. Temele, astea vi le-am mai arătat odată, hai să trecem prin ele, poate sunt curioși, avem așa, Default, hai să vă arăt cum arată, să închidem și setările, ăsta este Default, Team 1, care arată așa, și Team 2, care arată așa, momentan lăsăm pe Team 1, cu asta m-am cam obișnuit, Appearance Light, dacă îl vrei pe alb, dark, cum era din aur și auto. El ziua ți-l lasă pe alb, noaptea pe negru. Assistance, drop down page prompter. Nu știu exact ce face asta momentan, dar o învățăm împreună. Aici la volume ai media, phone, VR, voice recognition, ringtone, map, sounds, touch tone, iar touch tone, tone 1 și așa mai departe. Aici ne trebuie o boxă portabilă ca să le testăm. Și ăsta e asistentul vocal, Eve. Aici, la ultima pagină de setări, avem Mode. Putem să ne customizăm ce să facă butonul Mode. Eu le-am dat pe toate. Drive Mode, Appearance și Touch. Adică se pot schimba pe acest buton. După care, avem Custom Button. Ce să facă butonul Custom, Pause, Play și Intercom. N-am niciuna din astea două momentan. 24 Hour Time. Să ne arate timpul pe 24. Automatic Time. Ia să-l schimbăm noi, pentru că mie chiar nu merge ceasul corect. Dăm aici Romania. Ia uite ce frumos și ce repede. Bucharest. Ăsta e. 17:53. Cer eu scuze. Ce frumos se conectează cu internet. Language. English. Evident. Mileage Unit. Metric. Temperature Unit. Celsius. About și Storage. Ăsta e storage-ul navigației. Și asta a fost tot. Mai avem aici un quick setting, să spun așa. Aici e tot ce ține de audio. Audio pe muzică, audio pe mesaje și pe mapă. Wi-Fi. Phone. Headsets. Brightness, Drive Mode și ce mai aveam aici? EPS, Touch Tone și aici, iară foarte interesant, îți arată temperatura, tripul, poți înregistra că viteză medie și așa mai departe, știți și voi, voltajul în baterie, aici câți kilometri ai făcut în ziua respectivă și cât timp ai stat pe off-road, probabil de la prima cheie și aici poți să dai edit și să adaugi tot felul de chestii, cards numesc ei, small cards, Big Cards. Poți mai bagi aici single, trip 2. Și da, cam asta a fost. Altceva, nu știu, dacă am omis ceva, lăsați voi în comentarii. Și o să mai fac un clip, dacă este. Oricum, o mai trebuie să mă mai învăț și eu cu el. Aici puteți observa la Odo că am făcut 85 de kilometri din 250 până la revizie. Revizia
să zicem, definitorie, pentru că o să-i rup mustățile. Și acum ieșim din nou din GoPro ca să vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Sper că ați învățat câte ceva. Nu uitați, lăsați jos în comentarii orice curiozități aveți și o să mă ocup să mai fac un clip. Eu am fost Goguchi, el a fost Rareș, el a fost un CF Moto X10, care o să devină foarte cunoscut, să spunem, pe întreg mapamondul. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Cius! Hai să vă arătăm și cine suntem noi când nu filmăm. Uite-l pe Rareș, ne place să enjoy the nature. Unde vedem apică, intrăm și noi pentru că ne place, ne revergorăm, este foarte cald. E adevărat sau mint? E adevărat. E foarte cald. Dă-te carunc! Nu! Dă-te carunc! Dă-te carunc! Așa, asta facem noi, să știți, în timpul liber, pe lângă ATV, când nu filmăm, pentru că nu filmăm întotdeauna, ne mai și distrăm, înțelegeți? Nu uitați să vă bucurați de viață, fraților, și să nu dați banii pe prostii! Luați ATV-uri la copii! Mereu v-am învățat, da? Nu bani pe prostii, nu zic neapărat să vă luați ATV, poate vreți scooter, poate vreți snowmobil, skijet, dar luați-vă, trăiți-vă viața! Pentru că atunci când veți realiza că avem o singură viață și chiar nu este foarte lungă, o să îmi dați dreptate. Acum chiar v-am lăsat, let's go!